Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Ana Mariei Prodan, a făcut declarații emoționante referitoare la tensiunile dintre mama ei și Gigi Becali. Conflictul a izbucnit în ianuarie 2021, odată cu transferul mijlocașului Denis Man la Parma, când acesta a ales să renunțe la reprezentarea Ana Mariei Prodan și să-și îndrepte afacerile către frații Becali. Într-un interviu acordat AS.ro, Sarah Dumitrescu a mărturisit că atacurile lui Gigi Becali la adresa mamei sale au afectat-o profund. Da, au durut atacurile lui Gigi Becali. Cunoști o persoană de atât de mult timp și stai la ea în casă. O vizitezi de atâtea ori. Eram ca o familie. E greu să vezi că nu mai e așa și că sunt atacuri unul contra celuilalt. Mereu am încercat să-i las pe ei și să-mi văd de treaba mea și de cariera mea. Dar e greu când vezi așa ceva la televizor. Noi, copiii, am încercat să nu lăsăm să ne afecteze. E situația lor. Ei sunt adulții. Ei trebuie să-și regleze ce vor între ei. Dar e greu să nu facă parte și din viața noastră. Pe stradă, oriunde, mereu ți se va atrage atenția de ceea ce se întâmplă. Dar încerc să trec cu vederea, a declarat ea. Conflictul dintre Ana Maria Prodan și Gigi Becali a ajuns în atenția publicului după ce acesta a lansat mai multe atacuri la adresa impresarei și a pus la îndoială abilitățile sale profesionale. În replică, Ana Maria Prodan a făcut publice mai multe informații despre relația ei cu Gigi Becali, ceea ce a dus la o escaladare a tensiunilor. Cu toate acestea, Sarah Dumitrescu a subliniat faptul că încearcă să nu ia parte la acest conflict și să-și vadă de viața ei. Îmi doresc să-mi continui cariera în modeling și să-mi urmez visurile. Încă sunt foarte tânără și am multe lucruri de explorat și de învățat. Încerc să mă concentrez pe asta și să nu mă las afectată de ce se întâmplă în jurul meu, a spus ea. Este evident că conflictul dintre Ana Maria Prodan și Gigi Becali a produs o serie de efecte negative în mediul familial, iar declarațiile Sarahi Dumitrescu demonstrează că acesta a avut un impact puternic și asupra copiilor lor. Cu toate acestea, este important să reținem că cei implicați în conflict sunt adulți și că soluționarea acestuia este responsabilitatea lor.